mulțumesc celor care m-au onorat, m-au ridicat poate dincolo de condiția mea de muritor visător. Mulțumesc celor care au vorbit. Mulțumesc în primul rând domnului Vigilăniță, managerul grupului de firme Libris, care împreună cu doamna directoare Dana Angărescu, directoarea editurii Libris Editorial, au scos o asemenea numerație. Este a 32-a carte din CV-ul meu, dar cea mai frumoasă. Mulțumindu-le celor despre care am vorbit, nu pot să nu mulțumesc acum unui larg, larg eventual de oameni dragi mie care sunt aici. Și cum eu sunt taximetristul de noapte de la New York, care atunci când promit un gest de politețe, vai ce domnul politicos sunt, și eu replic, doamne, sunt taximetrist de noapte. Vă începe cu doamnele. În primul rând, doamna Elsa Jantă, venită de la Giurgiu, colega mea de barcă, în Teatru Tudor Vianu, pe Dunăre, unde am făcut Cetatea Dramaturgiei Românești. Mulțumesc, stimată doamnă, că ați venit. După aceea, colega mea de birou, Ionela Mariana Covaci, un club de teatru, pentru că la Reșin s-a văzut mai tot ce se pune. Apoi și la Timișoara, unde a făcut studii. Colegele mele de liceu, Noții Danciu și Maria Darabega, vă mulțumesc mult. Nu am cuvinte. Tot după domnul meu, să nu scade doamna, doamna Crina Riță, v-am amintit înainte, v-am amintit, vă mulțumesc mult de tot. Deci, în primul rând, doamna teatrului, doamna Crina Riță, domnul Radu Dinulescu, care avem o poveste frumoasă și dânsul a făcut parte din jurul de la Pușla Nouă, la etajul 13. Radu a considerat piesa atât de bună cât a vrut să o scoată din concurs și să o monteze el. Noroc că Marinel a țepuit și nu l-a lăsat și piesa s-a montat în 13 teatre din 5 țări. Tot pe linia teatrului, domnul Pustura, mulțumesc mult pentru că ați venit. Trecem tot la colegi. Noi avem colegi. Colegii de birou, coleg de facultate Ion Roșca, el cadru universitar, e comentator de fotbal, una dintre fațetele celui trăznit. Îmi spunea academicianul, Dumnezeu să vă dinască, academicianul Claudiu Bucnar, generalului lui Lucian Blaga, la 10 ani de la terminarea facultății, domnului Ionescu. Eu nu vreau să te. Domnul, eu am vrut să te iau asistent și bunătatea educării de mici. Ce să-i spun? Am văzut, domnul, academician, scuzați-mă, dar tot ce știu despre viață, copiez și eu acum pe camin, de la fotbal știu. Și atunci, nu am înțeles. Dincolo de teatru, nu știu dacă am numiți pe cineva, mulți prieteni, Mihai Geanu, cel care mi-a pus a doua piesă din cariera mea, era în 1980, la teatru din Arad, am murit paralizat de sete, o piesă pentru mine importantă, mulțumesc Mihai și acum, și a făcut un spectacol, lectură de toată lauda la Teatru Notara, omul acest animal ciudat, din păcate, dar și din fericire, piesa s-a montat la Vârșeț și a câștigat premiul cea mai bună piesă balcanică acum 4 ani la Pitești, festivalul la Pitești, unde vine proiectul Claudia, pentru care spectacol în festival. Și am o afiere. Trecem pe alea sportului. Deci asta foarte bine. Foarte bine și mă sincronicească ortice. Deși, nu sunt doar cu micastru. Alin Buzărin. Știe și fotbal, și teatru, orice oltean care mergea să se adapte la cultura română. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Mulțumesc.
mulțumesc, Alin, pentru prezență. Domnul Grigore Carpeanu, care este nu doar un cunoscut gazetar, dar are și o autobiografie. Legat. Nu te-am trebuit cuvintea asta frumoasă, la fel de autobiografia domnului Carpeanu. În care, în momentul în care va scrie, va trebui să se decide. Eu, la ora actuală, consider un reporter de front. Un reporter pe frontul adevărului într-o societate care nu-și mai găsește cursul și nu mai este din caps. Grigore Carpeanu nu este doar ziaristul care a scos cartea cu Hagi. Cartea absolut excepțională. Este ziaristul care nu vrea să dea înapoi. Mulțumesc, Grigore, pentru prezență. Și pentru bătălia cu adevărul ăsta din ce în ce mai puțin și mai incomod. În spate este Viorel Grigoroiu, Digi Sport, fost colegi la radio, fost colegi la telesport, am bătut coclaurile țării dragi, patriei noastre, astăzi unul dintre moderatorii de prim plan al presii sportive, care nu vorbește, ci are idei. De regulă se vorbește. Încă un autor de biografie celebră, a lui Gică Popescu, Daniel Nanu, coleg cu Claudia Motea. S-a adunat Jiu. Târgu Jiu. Nu ne face voi de râs. Am amis pe cineva, nu, sunt mai în spate, dar este fata mea, Maria, pe care o salută tata și care vă fac o surpriză. Voi fi bun? Nu. Și un om tare drag mie, venit din Ținutul Neamțului, dintr-un sat cu nume atât de frumos, Români. Socrul meu, Vasile Pandele. În rest despre colegi, a vorbit și Claudia, Adrian Nicolaescu, oameni dragi mie, domnul David, un microb de fotbal elevat, nu fotbalul, microbul este elevat și domnul da, și cunoscuți, vin, fan, și dumneavoastră, toșei care mi-ați făcut una dintre cele mai frumoase seri. Eu o iau ca un cadou pentru ce, nu știu câți ani, împliniți pe 31 octombrie, cu tinerețea este o stare de spirit. Am 73 de ani de adus pe munte, și nu mă opresc. Despre carte nu pot să vorbesc. Un singur lucru vreau să amintesc că cunoscuți rude, mai este și vărul meu Mihai Ionescu, cunoscut om de afaceri, cândva ziarist de curaj la Scânteia, a plecat. Deci nu pot să consider că este primul jurnal din viața mea. Citind atâtea jurnale de la Scândava, Amila, Jid, la Tolstoi, la Mircea Eliade, la tânăra Hajdeu, la jurnalul fericirului Ștancaș, la Ide Sâlbu, valorosul dramaturg, care a avut un jurnal, nu mai comunic, jurnalul unui jurnal, unui jurnalist fără jurnal. La mine s-a luat pe lucrurile așa. Noi, cei de azi, avem și blog, deci eu cred că viitorul acestui gen de literatură ține foarte multe blocuri de acum înainte. Chiar eu în această carte am folosit multe elemente postate pe blog și din ziarul pe care l-am scos la mine, numele noastră, numele sportului. Nu este primul. Probabil că primul meu jurnal adevărat s-a scris acum 38 de ani, o carte sportivă, da?
păstrând legea jurnalului, date, locuri și persoane adevărate, întâlnirea care se uită greu este primul jurnal. Urmat, mulțumesc. Da. Deși a ajuns, s-a tras în 100.000 de exemplare, alte vremuri. Alte vremuri atunci. Un jurnal adevărat este volumul meu de memorialistică Taximetriz de noapte la Niu, scris cu sânge și cu lacrimi. M-am oprit de vreo 4 ori, nu mai puteam continua. Pistolul, cuțitul, bucaia. Da. Să scriu, să rescriu. Bine. Cum? O să încerc. La prima, în forma inițială, poți să vedea tu școala aia al meu, Faitor. Da. Și ce? Aici prima victorie, aveți aici un... Începe cu Faitor. Deci, vorbim despre... Mâine sunt 39 de ani de la Miți. 7 ani. Da. Prima victorie românească oficială în țara care a dăruit lumii jocul de fotbal. Vorbim despre taximetrii de noapte la New York. Cred că trebuie să schimb acum, să predau shift-ul. Sunt la garaj, nu merge la garaj și mă știa tot șampanie și, și pentru dumneavoastră și nu mai ringim seara. Eu am zis că un volum de memorialistică. L-am lansat de două ori la București, peste trei luni, ediția a doua, am lansat-o la New York. La New York, la Centrul Cultural și apoi între taximetriști din România. Era cu mine regretatul Laurențiu Iuliș, atunci președinte în Uniunea Scriitorilor. Nici vor cronica la literar excepțional. Când am văzut vreo 600 de taximetriști, oameni, la un restaurant, pe o stradă, stăteau așteptat să se cumpere care. A fost lovitura vieții mele financiară. Ei, Laurențiu Iuliș mi-a făcut cel mai frumos compliment atunci. A declarat că a citit cel mai trepidant jurnal din viața lui. Deci acela este un jurnal. Iar Mircea Ghițulescu, regretatul Mircea Ghițulescu, mare om de teatru, după ce mi-a citit piesele pierdute în New York și New York București, întoarcerea niciunde, mi-a spus că ele sunt jurnale dramatice. Cum mi-a mărturisit și actorul Doru Nica de la Arad, unde acum 3 ani a regizat și a jucat piesa Freud și Bunul Dumnezeu, s-a jucat anul trecut și la Lucia, mi-a spus că este, dacă Ștani care are jurnalul fericirii, la mine este jurnalul trădării. Deci nu e primul jurnal, sper să nu fie nici ultimul. Virgil, colegul, prețuitul meu coleg, m-a și stârnit. Ieri am publicat, mi-am amintit că n-am doar coiful nebuna lui Napoleon, care apare coperta de aici. Am și o caschetă din cele purtate de soldați, milițieni, polițiști, britanici. Deci am spus milițieni, că am întâlnit la Riza acum și milițieni. Ei, aia am luat-o la Cardiff în 17 noiembrie 1993, când România s-a calificat după 20 de ani la Cupa Mondială. Și cu acea caschetă, eu am venit de la Londra la New York, în avion, purtând cascheta poliției. Nimeni nu mi-a zis nimic, nici la oameni nu mi-a zis nimic și aseară m-am pozat pe ea, Virgil, se naște volumul de. Mulțumesc mult!